În perioada 4 decembrie 2017-31 ianuarie 2018 se desfășoară campania de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat. În această perioadă, ITM Suceava organizează sesiuni de informare la care participă reprezentanții ai angajatorilor din toate domeniile de activitate cu implicarea partenerilor sociali privind beneficiile respectării legislației muncii. Această campanie urmărește creșterea gradului de conștientizare a entităților care au calitatea de angajator și folosesc forță de muncă fără respectarea prevederilor legale, clarificarea unor aspecte în ceea ce privește modul de interpretare și de aplicare a prevederilor legale referitoare la Registrul General de Evidență al Salariaților, informarea referitoare la punerea în aplicare a prevederilor acestui articol 7 din Ordonanța de Urgență numărul 82 și conștientizarea angajatorilor cu privire la inițierea și negocierea contractelor colective de muncă. Modificările legislative apărute în urma ordonanței de guvern care prevede transferul contribuției de asigurări sociale și contribuției la asigurările sociale de sănătate de la angajator la angajat și majorarea salariului minim garantat în plată la nivelul sumei de 1900 lei sunt diferite în funcție de numărul de angajați. În cazul angajatorilor cu un număr mai mare de 21 de salariați, au fost încheiate acte adiționale la contractele colective de muncă la nivel de unitate, în care să fie stipulat modul de salarizare conform Ordonanței de Urgență 79/2017, care prevede transferul CAS-ului și CASS-ului de la angajator la angajat și majorarea salariului minim garantat în plată la nivelul sumei de 1900 lei. Angajatorii cu un număr mai mic de 21 de salariați au obligația negocierii cu salariații a salariului minim brut la nivelul sumei de 1900 lei cu dispoziția prevăzută la articolul 221 aliniatul 2 din Codul Muncii actualizat, care arată că reprezentanții salariaților sunt aleși în cadrul adunării generale a salariaților cu votul a cel puțin jumătate din numărul total al salariaților, precum și alegerea reprezentanților angajaților pentru negocierea majorărilor salariare brute în contextul transferului CAS-ului și CASS-ului în totalitate de la salariați, dar nu au obligația să depună la ITM Suceava actul de negociere colectivă. Conform hotărârii de guvern privind Registrul General de Evidență al Salariaților, angajatorii vor putea transmite până la data de 31 martie 2018 orice modificare a salariului de bază lunar brut, a indemnizațiilor, sporurilor, precum și ale altor adausuri.